Ceremonie religioasă și depuneri de coroane de flori la cimitirul Smârda din Giurgiu. Oficialități locale și județene, veterani de război, reprezentanți ai partidelor politice și ai instituțiilor din subordinea ministerelor apărării și internelor au marcat Ziua Armatei Române, cinstindu-i pe eroii din glorioasa armată română, care pe 25 octombrie 1944 au eliberat ultima localitate românească de sub ocupație străină. Obeliscul ridicat în memoria eroilor români din aceeași mare conflagrație era Stingher, iar spațiul acordat militarilor noștri inferiori, în anul 1985 s-a luat măsura reorganizării spațiului, care a fost înțesat cu morminte simbolice, cenofatul. Semnelor de căpătâi laicizate li s-a adăugat o cruce după anul 1990. E vorba de cimitirul în care ne găsim acum. Ceremonialul de depuneri de coroane s-a repetat și la monumentul din Parcul Aleii, finalul aparținând paradei militare.